Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea consacrat unor construcții antice extraordinare. Menhire și cruci solare, senzaționalele monumente celtice. Din secretele istoriei. Câteva lămuriri. Menhirul este un monument megalitic, funerar sau de cult de la sfârșitul erei neolitice, construit din blocuri de piatră neprelucrată, dispuse vertical, în aliniamente sau izolate. Sunt cunoscute exemple de menhire izolate datând și din epocile bronzului și fierului. Menhirele prezintă un tip de decorație cioplită sau gravată. În afara cazului în care ele sunt părți ale unor monumente mai mari, datarea lor poate fi foarte dificilă chiar și după efectuarea cercetărilor arheologice. Dispunerea în cerc sau semicerc a menhirelor poartă numele de cromlech. Cel mai cunoscut și monumental este cromlechul de la Stonehenge, lângă orașul britanic Salisbury. Numele românesc de menhir provine din francezul menhir, care la rândul său provine din cuvintele bretone men, piatră, și hir, lung, lungă. Crucile solare sunt cruci vechi de lemn sau de piatră, așa numitele cruci celtice sculptate cu semnul soarelui între brațe. În vechime, acestea erau construite din lemn, dar începând cu secolul al IX-lea au început să fie confecționate din piatră. La aceste cruci de hotar se făceau slujbe religioase, sfeștanii, primăvara când se ieșea cu animalele în imaș, la colibă și masluri la unele dintre ele. Prilej cu care se întâlneau aici credincioșii din mai multe sate la rugăciune și sfințirea apei, cu care stropeau mai apoi sălașele, holdele și animalele. Celții, puțină istorie. Celții au fost un popor de origine indo-europeană, care în secolul al IV-lea înainte de Hristos au ajuns și pe teritoriul Transilvaniei. Știm că nu există izvoare literare sau istorice care să ateste prezența celților pe teritoriul actual al Transilvaniei. Însă, datorită descoperirilor arheologice, istoricii au putut reconstitui istoria celților de pe teritoriul României și cum au ajuns ei aici. Migrația celților pe acest teritoriu a avut loc undeva în ultima treime a secolului al IV-lea înainte de Hristos. Din această perioadă s-au descoperit multe artefacte celtice la Turdaș, Hațeg și Mediaș. Dar cea mai importantă locație cercetată a fost necropola Pișcolt, care cuprinde un număr mare de morminte. Primele grupuri celtice apărute în Transilvania au dus la crearea grupei culturale a Hallstattului târziu. Colonizarea masivă a câmpiei Tisei și a podișului Transilvaniei s-a produs încă din secolul al III-lea înainte de Hristos, odată cu invaziile celtice din Balcani. După moartea regelui macedonean Lysimach, anul 281 înainte de Hristos, se știe că 3 armate celtice s-au pus în mișcare cu tendința de a pătrunde adânc în Europa. După respingerea invaziei, unii dintre celți s-au stabilit în Asia Mică, iar restul la confluența râului Sava cu fluviul Dunărea. Descoperirile de la Pișcolt au scos la iveală faptul că în această perioadă au apărut așezări cu celți care practicau înhumația ca practică funerară. Așezările celților aveau un caracter rural, astfel de situri au mai fost descoperite și la Mediaș, Ciumești sau Morești. La sfârșitul perioadei latene, care a avut loc în jurul anului 200 înainte de Hristos, s-a constatat dispariția necropolelor celtice din Transilvania. Acest lucru se datorează probabil faptului că dacii și geții au început să ocupe aceste teritorii.
Dispariția celților de pe actualul teritoriu al României a fost desăvârșită de regele Dag Burebista, cel care i-a alungat definitiv și chiar urmărit cu armata sa până în munții Tatra și până în sudul Danemarcei. Celții însă nu au afectat politic și social doar zona Transilvaniei, ci au fost întâlniți și în Italia, Grecia și, mai târziu, în Cehia, Danemarca și apoi, în final, în insulele britanice. Se știe că prima invazie din Italia a fost aceea a conducătorului celt Brennus în anul 387 înainte de Hristos. Mai târziu, un alt conducător, prin anul 280 înainte de Hristos, care avea tot numele de Brennus, a invadat și el din nou Italia romană. Crucile solare din Apuseni. Astăzi se cunoaște rolul deosebit de important al monumentelor celtice din piatră sau lemn în viața comunităților, mai ales a celor montane. În multe dintre locurile cu culturi agricole și de pășunat din munții Apuseni se găsesc încă cruci vechi de lemn sau de piatră, așa numitele cruci celtice sculptate, cu semnul soarelui între brațe. În vechime acestea erau construite din lemn, dar începând cu secolul al IX-lea au început să fie confecționate din piatră. Așa cum am mai spus, la aceste cruci de hotar se făceau slujbe religioase și agricole de binecuvântare a ogoarelor și a animalelor de curte. Majoritatea crucilor de pe Arieșul Mijlociu din munții Apuseni sunt strâns legate de viața, tradiția agrar-pastorală a zonei urmând ciclurile agrare-pastorale, imaj țarină într-un spațiu care nu depășește uneori ca diametru 2 km sau chiar mai puțin. Între două pâraie e imaș, dincolo de pârâu e țarină și fiecare spațiu are într-un fel de centru al său o cruce, la care se oficiau slujbe religioase, sfeștanii de binecuvântare a stânelor, păstorilor și vitelor pentru înlăturarea duhurilor rele, pentru a le feri de boli, de dezlănțuiri ale naturii. În țarină, la o asemenea cruce ca cea a crocanilor de Rusalii sau la Sânt Petru, se oficea un mare maslu, la care participau oamenii din satele comunelor Sălcioa, Ponor, Baia de Arieș și din alte sate, Poșaga, Mogoș, când se sfințea apa cu care mai apoi se stropeau holdele, casele, colibele și vitele. Cornel Nistea, crucile de pe Valea Arieșului din Apuseni. Majoritatea acestor cruci sunt celtice, au în centrul lor discul solar și motive arhaice, rozete, zigzaguri, calea șerpuită, funia împletită, coarnele berbecului și alte motive care se găsesc pe diferite obiecte din gospodărie, precum furcile de tors, lăzile sau juguri de animale, etc. Pe unele dintre crucile mari e sculptat ochiul divin, iar pe desubt e scris dictonul „Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Nu puține dintre aceste cruci au baza încastrată într-o piatră de moară sau de râșniță folosită ca masă de rugăciune. Alteori, piatra de moară sau de râșniță este plasată pe un stâlp independent lângă cruce, cum e cazul crucii de la podul de peste Arieș din Sălcioa de Jos. Toate crucile erau amplasate în vecinătatea unor surse de apă, pentru că aici se desfășura ritualul de la bobotează. Aceste cruci erau numite generic cruci de hotar. Erau comandate meșterilor lemnari sau pietrari de către oamenii înstăriți din sat și puse pe proprietățile lor în speranța că îi vor ocroti și le vor asigura bunăstarea și mântuirea. Menhirele hunedorene. Printre exponatele importante din patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, dar și din alte muzee importante transilvane, se regăsesc și statui menhir și menhire simple, multe descoperite în zona localității Baia de Criș din județul Hunedoara.
Menhirul, o piatră lungă, este definit drept un monument funerar sau de cult, megalitic, format din blocuri de piatră necioplită, izolate sau grupate în aliniamente, în cercuri sau semicercuri, și care este întâlnit mai ales în Bretagne, Franța și în sudul Angliei. Și mai nou, spre surprinderea istoricilor, au fost descoperite și în Transilvania. Un caz celebru este cel al menhirelor simple din satul Boroș. Spre deosebire de menhirii simpli, statuile menhir sunt reprezentări umane, la care diferite detalii anatomice sunt ușor de recunoscut și la fel pot fi recunoscute și detalii de îmbrăcăminte. Primele trei statui menhir au fost descoperite și făcute cunoscute de către Teglaș Gabor, primul director al muzeului din Deva la începutul decenului 9 al secolului 19, următoarele fiind descoperite abia în anul 2000, la un secol distanță, atunci când, în cursul unor lucrări de decopertare efectuate la cariera de cărbune de la Țebea, muncitorii au descoperit mai multe piese litice. Relatările lucrătorilor din carieră menționează o statuie, un bloc mare, fasonat, o piatră sculptată sub forma unui cap uman, precum și o lespede fasonată, având multe semne și scrieri. Dintre acestea, doar primele două piese au fost recuperate de către echipa de arheologi trimisă la fața locului. Nicolae Gașeș, istoric. Realizate dintr-o gresie de proveniență locală cu un conținut ridicat de oxizi de fier, ceea ce le oferă o culoare ușor brun-roșcată, statuile menhir sunt, de fapt, blocuri de piatră care în urma prelucrării au primit forma corpului uman. Privite frontal, statuile au umeri largi, silueta îngustându-se în zona mijlocului pentru ca baza să fie mai lată. Pe grosime, partea superioară este mai îngustă, în vreme ce partea inferioară, pentru a oferi mai multă stabilitate, este mai groasă. Toate elementele figurate sunt lucrate în relief nu prea pronunțat, iar muchiile acestor reprezentări sunt rotunjite. Statuile nu prezintă greșeli sau ezitări în execuție, ceea ce denotă că au fost lucrate de o mână formată pentru această activitate specializată. Printre elementele figurate pe statuile menhir se regăsesc detalii anatomice, de vestimentație, accesorii și podoabe, unelte, arme sau însemne de rang. Cel mai bine sunt redate mâinile, însă este semnificativ faptul că la toate aceste statui capul nu este reprodus. Dar nu poate fi vorba despre o spargere a capului, întrucât suprafețele nu prezintă asperități specifice unor rupturi. Mai mult, acele zone sunt lucrate îngrijit, unii specialiști considerând acele suprafețe drept suport pentru viitoarele capete sculptate separat. Aceste statui menhir sunt unicate în Europa, fiindcă similarele lor din Franța și Anglia sunt doar menhire simple. Dar care era rolul lor și de ce se găsesc doar în România, despre acestea puțin mai târziu. Cultura celtică și Maramureșul istoric. Populația din Maramureșul istoric, trăind la răscrucea mai multor culturi europene, getodacă, celtică, romană și slavă, a dat naștere unei culturi tradiționale unice. Acest fapt a fost posibil datorită relativei izolări a acestei regiuni, determinată de relieful montan și de pădurile nesfârșite care o înconjurau. A fost posibilă astfel o cernere a influențelor culturale care s-au abătut de-a lungul timpului din toate direcțiile. Între cultura celtică și Maramureșul istoric există numeroase legături identitare care se pot observa cu ușurință. Și asta se poate vedea în sfera tradițiilor, cât și a folclorului, limbajului și simbolisticii sculptate sau țesute. Din cultura romană a rămas o parte din cuvintele pe care azi le regăsim în graiul maramureșan. De la cea getodacă s-au păstrat o parte din activitățile tradiționale, iar de la cea slavă o parte însemnată a toponimelor.
Din cultura celtică regăsim astăzi în Maramureș numeroase simboluri și elemente din folclor, precum prezența unui vechi simbol celtic, și anume crucea înscrisă în cerc sau inelată. În trecutul îndepărtat, locuitorii din această regiune venerau o divinitate solară. Zeul Soare era reprezentat printr-o rozetă, peste care a fost suprapusă crucea odată cu apariția creștinismului. Acest simbol celtic, utilizat așadar cu mult timp înaintea creștinismului, a făcut posibilă trecerea mai ușoară la creștinism a popoarelor din această parte a Europei și nu numai. Acest simbol, denumit și cruce solară, este întâlnit în Maramureșul istoric, fie sculptat pe porțile tradiționale, fie sub forma unor troițe. Acest model de cruce a fost de altfel prezent și în Transilvania, îndeosebi în zona munților Apuseni. În Maramureș, acest simbol mai este încă prezent pe pasca pregătită pentru sărbătoarea Paștelui, făcută din aluat împletit. Astăzi nu mai sunt multe troițe cu crucea înscrisă în cerc în Maramureș, dar cele care au rezistat sunt asemănătoare cu vechile cruci celtice sculptate în piatră, prezente în număr mare în Irlanda de astăzi. Crucea celtică înscrisă în cerc a fost preluată de Biserica Creștină și, drept urmare, a supraviețuit de-a lungul timpului în pofida vicisitudinilor istoriei. Astfel, crucea înscrisă în cerc este unul din elementele identitare care leagă așadar cele două culturi, maramureșeană și irlandeză, peste timp și spațiu. Menhire, aur și legende. Fiind unice și mult mai rare, statuile menhir celtice au aprins imaginația căutătorilor de aur. Și de aceea, în locurile unde au fost semnalate asemenea artefacte celtice, au început și săpăturile clandestine. Bineînțeles că fără mare succes. Aventurierii nu știau că celții preferau aurului fierul, fiind un popor războinic. Deci nu puneau mare preț pe aur și obiecte prețioase, ci doar pe grâne și animale de curte. Într-adevăr, posedau și aur sau pietre prețioase, dar ele nu erau folosite în scop propriu, ci doar în ritualurile religioase, druizii oferindu-le zeilor pentru a-i îmbuna și a le cere ajutorul în diferite întreprinderi agricole sau războinice. De vine au fost și anumite legende care vorbeau de flăcările albastre care apăreau noaptea pe locul unde fuseseră ridicate respectivele menhire. Deci, cu siguranță, acolo erau îngropate bogății. Până astăzi, nu se cunoaște nici măcar o informație despre descoperirea măcar a unui gram de aur lângă monumentele celtice din România. În schimb, sunt informații despre magia practicată în acele locuri. Druizii și magia neagră. Se știe că între celți și daci a fost un continuu conflict militar. Mai puțin se știe că și între sacerdoții celor două neamuri au fost conflicte de ordin moral-religios. Și asta fiindcă în timp ce marii preoți daci foloseau ceea ce numim azi magia albă, druizii celților, în mare parte, uzau de magia neagră. Un rol important l-au jucat menhirele, mai ales cele inscripționate, care erau folosite pentru aruncarea de blesteme asupra adversarilor celților și prin care invocau zeii să-i ajute în campaniile militare. Dar, odată cu apariția creștinismului, druizii s-au reprofilat pe magia albă și de atunci au trecut la înlocuirea menhirelor tribale cu așa zisele cruci solare, devenite cu timpul cruci creștine. Mai mulți autori antici descriu atât ritualurile negre cât și pe cele albe. Druizii celților erau temuți de multe popoare, în special de romani, care de altfel nu pregetau să-i ucidă și să le distrugă menhirele ritualice. De la Densușianu și Pârvan aflăm că getodacii, în special sacerdoții lor, au preluat o parte din practicile magice ale celților, iar secole mai târziu, în slujbele preoților creștini din Apuseni și Maramureș,
se regăseau elemente păgâne de invocare a divinității. Concluzie. Este foarte interesant, sau mai bine zis ciudat, faptul că, deși menhirele au o vechime de 2000 de ani, primul a fost descoperit în România abia de un secol și ceva, apoi, după încă o pauză de exact 100 de ani, au ieșit la iveală următoarele trei. Și de atunci, ca prin minune, apar altele din ce în ce mai des și mai multe, cum de exemplu sunt menhirele de la Boroș. Cât despre crucile solare celtice, prezența lor a fost remarcată fără întreruperi de peste 2000 de ani, dar până nu demult nu se știa proveniența lor. Astăzi sunt câteva mii de astfel de cruci celtice, dar în marea lor majoritate sunt doar copii ulterioare ale meșterilor pietrari sau lemnari după crucile originale. Oricum, remarcă istoricii, descoperirile neașteptate ale artefactelor celtice, care indică cu siguranță prezența lor masivă pe teritoriul României de astăzi, conduc la o reanalizare și reconsiderare a istoriei cerților. Și printre reconsiderări se ia în calcul și anularea teoriei alungării totale a cerților de către Burebista, fiindcă, astăzi este clar, o mare parte dintre celți au rămas în continuare alături de getodaci, fiind asimilați în timp, dar care și-au lăsat amprenta în obiceiuri și tradiții și chiar în viitoarea limbă română. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a-i mulțumi, ca de obicei, și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!